găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile News TV. Crimă pe strada Aurel Vlaicu din Brașov. 20 ianuarie 2018, ziua în care toate drumurile au dus la București la cel mai mare meeting de protest antiguvernamental organizat anul acesta în România. Din lumea magiei de bazma sărbătorilor de iarnă în lumea poveștilor horror cu străduțe pline de zăpadă. Despre ce este vorba, vă spunem la știri. Polițiștii brașoveni au reținut doi tineri suspectați că au ucis un bărbat fără adăpost. Cadavrul a fost găsit sâmbătă dimineața într-o locuință părăsită de pe strada Aurel Vlaicu din Brașov. Potrivit vecinilor, locuința respectivă ar fi fost vândută în urmă cu câțiva ani, însă a rămas nelocuită, iar trei bărbați fără adăpost și-au făcut culcuș în clădire. Cei trei erau cunoscuți ca fiind scandalagii. Între ei s-a iscat un nou scandal, iar unul dintre ei a fost bătut crunt. Trupul acestuia a fost descoperit de un alt bărbat fără adăpost care a anunțat poliția. Oamenii legii au declarat că au fost identificați doi tineri de 23, respectiv de 17 ani din județul Brașov, suspectați de omor. Cei doi au fost reținuți și vor fi prezentați instanței. Cercetările continuă. 20 ianuarie 2018, ziua în care toate drumurile au dus la București la cel mai mare meeting de protest antiguvernamental organizat anul acesta în România. Peste 70.000 de români au protestat în capitală și în mai multe orașe din țară împotriva măsurilor luate de coaliția de la guvernare privind legile justiției și codurile penal și de procedură penală. Nici brașovenii nu au rămas indiferenți, mulți au mers în capitală și aproape 1.000 s-au adunat în fața prefecturii. Mii de oameni au venit din toate colțurile țării cu trenul ori cu mașinile personale, cu mic, cu mare, tineri și vârstnici, pentru a participa la meetingul de protest anunțat cu mult timp în urmă pe rețelele de socializare. La protest au fost mai multe momente tensionate între manifestanți și jandarmi aflați în număr foarte mare în piața universității. În jurul orei 19, oamenii s-au adunat în piața universității, iar o jumătate de oră mai târziu au plecat în marș către Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constituțională a României și la Consiliul Național al Audiovizualului. Și la Brașov, aproximativ 1.000 de protestatari au manifestat sâmbătă seara împotriva modificărilor legilor justiției și împotriva PSD. Fiecare luptăm pentru o justiție demnă, curată, pentru legi, pentru toată lumea, nu pentru cei care ne conduc. Ne-am bucurat să se termine cu ceva rezultate, dar din păcate, începând cu ordonanța 13, sunt în stradă aproape tot timpul, cu o excepție când n-am fost în țară. Voi ieși în stradă cât mă va ținea Dumnezeu și cât va fi nevoie. Brașovenii s-au strâns așa cum au făcut-o de fiecare dată, la ora 18 în fața prefecturii. Potrivit forțelor de ordine, numărul participanților a crescut treptat la foarte scurt timp de la începerea protestului. DNA să vină să vă ia! Hoții, demisia! Nu vrem să fim o nație de hoți! Uniți, salvăm toată România! Justiție, nu corupție! Au scandat manifestanții care au avut asupra lor pancarte, vuvuzele și steaguri tricolore. Aceștia s-au deplasat la fel cum s-a întâmplat și în capitală, în jurul orei 19.30 pe strada Republicii până în piața Sfatului, unde au reluat scandările. La Brașov, protestul s-a încheiat în jurul orei 21 fără incidente. Brașov, orașul contrastelor din lumea magiei de bazma sărbătorilor de iarnă, în lumea poveștilor horror cu străduțe pline de zăpadă. Brașovenii care aleg să meargă pe jos ori cu mașina, pe străzile secundare, ori printre blocuri au parte de un adevărat coșmar. Situația este cu totul alta însă pe principalele bulevarde din oraș. Dacă în acest an primăria a punctat la capitolul imagine prin tot ceea ce a realizat în Brașov în perioada sărbătorilor de iarnă, nu același lucru se poate spune despre dezăpezirea orașului. Iar acest lucru este valabil doar parțial. În acest moment, după 4 zile de gel și ninsori însemnate pe principalele artere din Brașov, se circulă foarte bine. Nu același lucru se poate spune însă despre străzile secundare, oricele dintre blocuri. Încă de la ora 2 noaptea, mașinile de intervenție au fost pe teren. În totalitate, 32 de mașini au fost în același timp pe toate străzile din Brașov. S-a intervenit pe străzile principale, străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun. Iar de dimineață, după ora 8, au început intervenția și pe străzile principale din interiorul cartierelor.
și străzile de legătură cu bulevardele. În acest moment se circulă foarte bine pe drumurile naționale, drumurile județene n-au nicele probleme, sunt ceva probleme în zonele de sub munte, în câteva comune din județul Brașov, dar nu sunt probleme deosebit de grave. Deci drumurile naționale sunt la negru, se circulă bine, au fost pregătite pentru ninsoarea care a început în dimineața aceasta și sper ca undeva în jurul orei 11, odată cu încheierea codului galben, să se încheie și precipitațiile. La Brașov ninge de mai bine de 24 de ore, iar în acest moment situația este una a contrastelor. De ce spunem acest lucru? Pentru că dacă pe străzile principale și pe bulevarde se circulă foarte bine, acolo s-a intervenit cu mașini de dezăpezire și cu material antiderapant, nu același lucru se poate spune despre străduțele lăturalnice din cartier sau dintre case. Ei bine, pe aici se circulă destul de greu, este o adevărată probă de echilibristică să poți înaintea, ba mai mult sunt foarte multe trotuare care nu sunt curățate. Asta reprezintă o problemă pentru toți cei care trec prin această zonă. Însă zăpada are și părțile bune spre bucuria copiilor care profită din plin de anotimpul rece. Atât proprietarii de spații comerciale cât și brașovenii care stau la case și nu-și curăță zăpada de pe trotuare vor fi sancționați. Și atenție, zăpada nu trebuie aruncată pe carosabil. Asta în timp ce foarte mulți brașoveni depun un adevărat efort fizic și fac adevărate demonstrații de echilibristică pentru a putea depăși capcanele iernii. Un urs a băgat spaima printre ciobanii din zona Râșnovului. Stâna unei familii a fost atacată de două ori în ultimele zile, omorând 42 până acum. Oamenii au încercat să-l gonească cum au putut, dar spun că sunt depășiți de situație, pentru că oricât de mulți câini ar avea, nu pot sta liniștiți. Atacurile urșilor s-au înmulțit în ultima perioadă, atât la Brașov, cât și în alte județe. Ursul este specie protejată, iar procedura impusă de Ministerul Mediului nu permite omorârea animalului decât după proceduri laborioase. Weekend încărcat pentru jandarmii brașoveni ca urmare a căderilor de zăpadă din ultima perioadă și a numărului mare de turiști prezenți la munte. Salvatorii au intervenit printre altele pentru acordarea de prim ajutor unor turiști care au suferit accidentări ușoare și au necesitat transportarea urgentă la echipaje ale SMURD sau la ambulanță. În acest weekend, jandarmii brașoveni au avut diferite intervenții în stațiunile montane pentru aplanarea unor conflicte apărute între practicanții sporturilor de iarnă și turiștii prezenți fără echipament în zona schiabilă Poiana Brașov-Pârtia Sulinar, fiind întocmite actele de sesizare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și, de asemenea, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale privind accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament adecvat. În valoare de 200 de lei, jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la manifestările cultural-artistice din județ și au monitorizat drumurile de acces în stațiuni și localități prin sprijinirea autorităților pentru dezăpezirea acestora. De asemenea, jandarmii au intervenit la predeal după ce la 112 a fost sesizată prezența animalelor sălbatice în apropierea unor pensiuni din această localitate. 2018 poate fi numit fără nicio exagerare la Brașov anul pentru cultură. Atât bugetele record, dar și numele sonore, precum Matei Vișniec la Teatrul Dramatic și Ricardo Muti la Filarmonică, vor încânta publicul brașovean amator de frumos. 500.000 de lei pentru Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană și 1.500.000 de lei pentru proiectele culturale dedicate centenarului, atât a prevăzut în buget Municipalitatea pentru Cultura Brașoveană în 2018. Doar pentru organizarea ediției de anul acesta a Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană se dorește o finanțare de 500.000 de lei, după ce în 2017 subvenția a fost cu 75.000 de lei mai mică. După aprobarea bugetului, am purtat deja discuții cu directorul teatrului, dumnealui se va ocupa de organizarea din timp acestui festival. Ne dorim și anul acesta să avem invitați din exterior și dacă la anul trecut brașovenii și nu numai brașovenii au apreciat acest festival, ne dorim ca anul acesta să ridicăm ștacheta mult mai mult și ușor, ușor, după cum am promis, acest festival să poată să creeze premizele ca Brașovul să devină un centru cultural de referință la nivel național. Organizatorii speră că îl vor avea ca invitat special și pe dramaturgul Matei Vișniec, pe care l-ar fi vrut la ediția din 2017. După jumătatea lunii februarie, când bugetul va fi operațional și pentru Teatrul Sica Alexandrescu, vom putea începe discuțiile. Cu siguranță vom face toate diligențele necesare ca să putem să-l aducem pe domnul Matei Vișniec, să-l avem invitat special în cadrul festivalului.
În 2018, în bugetul local al municipiului Brașov este prevăzută suma de 1,5 milioane de lei în vederea cofinanțării unor proiecte culturale dedicate centenarului Marii Uniri. Totodată, melomanii au șanse mari să-l urmărească la Filarmonica Brașov pe celebrul dirijor Riccardo Muti, cel care a dirijat concertul de la Viena din 1 ianuarie 2018. Cod roșu de veselie în cartierul Noua, cu mic, cu mare, cu săniuța sau cu punga, amatorii de distracție au luat cu asalder de lușul din zona lacului. Veselia a fost cuvântul de ordine pentru toți copiii care au profitat din plin de o zi perfectă de weekend. Vremea din weekend a fost numai bună pentru a petrece o zi de neuitat în aer liber. Cum era de așteptat, copiii au ales derdelușul, fie că s-au dat cu săniuța, cu colacul, ori cu punga. Pentru toți, bucuria a fost la fel de mare. Nici părinții nu s-au lăsat mai prejos, fie că au dat indicații de pe margine, ori au vrut să le explice micuților cum se conduce o săniuță, cu toții au profitat din plin de câteva ture pe derdeluș. Distracția pe derdelușul din zona lacului din cartierul Noua a durat până seara târziu, iar meteorologii vin cu vești bune pentru toți copiii, pentru că va continua să ningă, iar zăpada va fi numai bună pentru a ieși la săniuș. Vremea se va menține rece și vor avea loc ninsori în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări și vor fi mai ales ninsori cu precădere în Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Oltenia și izolat în restul teritoriului. Frig, ploi, lapoviță și ninsoare, în special în sud-estul extrem, se mai pot acumula cantități de precipitații de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în regiunile vestice, sudice și sud-estice, cu viteze mai mari în sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea, unde vor fi rafale în general de 65-75 de km pe oră, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 4 și 6 grade, iar cele minime mai scăzute decât în intervalul precedent vor fi cuprinse între minus 11 și minus 1 grad Celsius. Marți, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar va fi rece dimineața și noaptea, chiar geroasă spre sfârșitul intervalului în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 5 și 4 grade, iar cele minime se vor situa între minus 14 și minus 4 grade, mai scăzute spre minus 20 de grade în depresiunile Carpaților Orientali. Se schiază în condiții de ninsoare abundentă pe toate pârtiile din Poiana Brașov. Reprezentanții primăriei Brașov spun că, din cauza acestei ninsori, există riscul formării de troiene. Stratul de zăpadă are 90 de centimetri în masivul Postăvaru și 60 de centimetri pe pârtia Bradul. Circulă telecabina Capra Neagră, telegondola, telescaunele Ruia și Lupului și teleschiurile Bradul și Stadion. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se apropie de final. Este timpul acum pentru știrile din sport. Corona Wolves s-a impus în acest weekend în ambele partide disputate pe gheața patinoarului olimpic din Brașov contra formației Dunărea Galați, meciuri contând pentru campionatul național. Vineri seară, lupii au câștigat cu scorul de 7-0, iar sâmbătă, hocheiștii brașoveni s-au impus cu 10-3. Cele mai multe goluri ale galben-albaștrilor au fost înscrise de Joc, care a marcat de 3 ori, Trancă, Saluga și Sirocovs cu câte 2 reușite fiecare. În urma acestor victorii, Corona Wolves a acumulat 44 de puncte, având 21 de partide disputate și ocupă a treia poziție în clasamentul campionatului național. Echipa de handbal Corona Brașov a reușit prima victorie din 2018, redând speranțe fanilor după schimbarea antrenorului. Brașovencele s-au impus în deplasare la CSM Bistrița cu scorul de 28-27, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a a Ligii Florilor. Deși au fost conduse pe toată durata primei reprize, jucătoarele gazde intrând la pauză cu un avantaj de 2 goluri, scor 13-11, elevele lui Vasile Curițeanu nu au cedat și au reușit să obțină o victorie importantă datorită determinării de care a dat dovadă fiecare jucătoare intrată pe teren. Pentru Corona, cele mai bune marcatoare au fost
Keeper cu 9 goluri reușite, Popa care a înscris de 6 ori și Tiron care a adus 3 puncte în contul echipei galben-albastre. În urma acestei victorii, Corona Brașov ocupă locul 5 cu 21 de puncte în clasamentul Ligii Naționale de Handbal Feminin. Următorul meci al echipei antrenate, începând de vineri de Vasile Curițeanu și Dragoș Dobrescu, va avea loc sâmbătă 27 ianuarie în deplasare cu HCM Râmnicu Vâlcea. La știrile Mix TV urmează informațiile meteo. În următoarele 24 de ore, la Brașov vom avea parte de vreme rece cu cer parțial senin. Minimele nopții vor coborî până la minus 9 grade Celsius, iar maxima termică a zilei de mâine nu va depăși la Brașov valoarea de minus 2 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!